Fantastic Beasts. Și dintre filmele românești, Domnișoara Cristina mi s-a părut cel mai interesant, având în vedere că îmi plac filmele horror. Mi-a plăcut foarte mult Filantropica. Cel care mi-a plăcut cel mai mult a fost, și în cazul meu, Filantropica. Mel Gibson. Este bazat pe o poveste reală și e foarte tare despre Mandela. Filmul românesc este cel mai tare film din Europa, dar acum din lume. Promit ca în weekendul ăsta să văd ori două lozuri, ori de ce eu. Da. Încă nu am încredere în filmele românești atât de mult. Cred că sunt foarte puțini care mai merg la cinema să văd. Depinde, merg la premiere, la când apare un film. General mă uit la filme online. Mi-a plăcut foarte, foarte mult de ce eu. Sunt Closer to the Moon. Eu l-am unde l-ai găsit? Că nu se găsește, l-am văzut la noaptea filmului, noaptea alba filmului românesc. Atunci când spun film românesc, mă gândesc mai mult la filmele pe care le-am văzut în copilărie. Mi-a plăcut Aferim, am făcut și un proiect pe el. Filmul în franceză este Black. E și filmele românești am un viitor bun și avem filme bune. Da, și mie îmi plac filmele românești. Eu n-am mai văzut de mult timp un film românesc, recunosc. Nu, era unul de la care era cu gen thriller, gen, nu știu, încercai să fie ceva și nu ești în mic. Am văzut unul horror care era atât de prost, nu știu că nu mi-am găsit cum se numește. Am văzut După dealuri, nu știu, povestea sine nu prea m-a atras, nu mi-a plăcut. Pe o scenă din asta suprarealistă în care un îndrăgostit e cocoțat în copac și pierde capul, îi cade capul. Wow, și cine a făcut filmul ăsta? Caranfil. Caranfil? Care caranfil? Mai! E, da!